cu siguranță că nu mă încadrez într-un short, așa că filmez orizontal, așa cum e normal să filmez. Suntem astăzi în orașul meu natal, suntem în Roman, județul Neamț, suntem pe strada Mihai Viteazu, unde autoritățile au decis să realizeze o pistă de biciclete. Asta nu e decât o acțiune lăudabilă, adică fiind serioși, și eu mi-aș dori, ca biciclist care sunt, mi-aș dori să am piste de biciclete exact cum sunt în Danemarca, în Olanda, în țările astea civilizate, știți? Chiar și în Germania sunt piste, trasee făcute frumos, adică lumea chiar merge cu bicicleta pentru că au unde, au cum și așa ne fac. Desigur ne dorim asta și nu te face schimbarea asta de peste noapte, da? Așa că se face încet, încet, mai e o pistă acolo, mai într-un oraș, mai în altul. Știți faptul că eu urăsc risipa. Și aici, la noi pe bulevard, nu pot să spun decât că e o absolută, imensă risipă. E o stradă care oricum era îngustă, la care aici la cimitir, acum câțiva ani, a făcut parcare, că era nevoie, să nu fim răi, era nevoie de parcare. Acum au decopertat, au zgâriat asfaltul, au săpat, ca să facă pistă de biciclete. Și ce au făcut? Au săpat, au pus bordurile astea, da? Avem bordură aici, stânga-dreapta, pentru pistă, și asfalt în mijloc. Mă rog, nu e gata aici, da? E în lucru, s-a îngustat și mai tare șoseaua aici. Băi, adică nu vrem să fim răi, da? E bine primită o pistă de biciclete, dacă s-ar și respecta. E mai îngustă strada, știu, va fi traficul mai greoi, chiar cu parcarea aia de la cimitirul de acolo, mai la bale la școala, poți să școală 8, nu știam eu. Se sparge iar o bandă în două benzi ca să pot face la dreapta, mă rog, e mai complicat acolo cum vor face ei. Dar cert este că se muncește din greu, nu acum că azi e vineri, se muncește cândva din greu pentru această pistă de biciclete. Va fi o chestie fenomenală pentru orașul nostru. Pista e în construcție, nu există vreun, nu știu, un buzunar pentru stații sau ceva, palet de pavele și din nou șanțul cel frumos pentru noua pistă. Cred că au trasit ceva cabluri prin șanțul, habar am de ce e șanțul așa, sau cum au gândit ei să lucreze. Acum un an au pus semaforul ăsta și au făcut bandă dedicată pentru la dreapta. Acum e tăiată pe jumătate, că au făcut pistă. Bravo, bravo, nu-i rău. Vor schimba iar acele jaloane, bănuiesc, o să fie banda altfel făcută aici. Pista merge mai departe, de la trecerea de la semafor vor trece pe trotuar, da, vin pe trotuar, așa vor ei, și apoi se iese aici, pe pistă, din nou. Pentru că, vezi, dragă doamne, e prea îngust acolo la școală, aici la școală, e, mă auziți, e cam îngust și nu era loc să facă pista, ceea ce e corect, e corect. Deci aici se va săpa și vor face pistă, și mai la vale, vedem minunăția de produs finit. Parțial finit, mă rog, hai să vedem. Deci așa arată pista cea nouă, da? Asta e pista de biciclete. Și aici, sub asfaltul ăsta, este bordura. Zici mie, care e logica de a săpa în asfalt, de a băga borduri și de a asfalta înapoi peste ele? Cu ce te ajută bordura asta îngropată? Nu, poate sunt eu prost, se e gelos, dacă sunt eu prost, spuneți-mi voi mie. Dar ce câștigi dacă sapi, rupe asfaltul vechi, sapi, bagi o bordură în pământ și apoi acoperi iar pe asfalt, ce ai câștigat la faza asta? Se pare o mare risipă, pentru ce? Când mai vine, vopseai practic asfaltul ăsta și ajungi acolo, că nu ai. Nu e ca și cum ai pus niște, nu știu, niște stâlpi, ceva, ca să fie cumva derivitată pisa asta, sau să fi pus la parram niște, măcar niște copoașe dintre alea de cauciuc, să deliviteze banda de circulație față de pistă. Nu. Au pus niște borduri în asfalt, îngropate. Aceeași chestie făceai cu vopsea. Dădeai cu vopsea asfaltul, sau linie continuă albă ca să nu mai atacă mașinile, și vopseai cu roșu, cu verde, cu albastru, cu ce vroiai tu, asfaltul. Are vreo logică chestia asta? Explicați-mi, că eu chiar nu înțeleg. În afară de o risipă de bani, în afară de o spălare de bani, că na, au avut probabil niște fonduri europene sau habar n-am de unde, pentru a face această pistă de biciclete, da, pistă de biciclete. Și ce facem cu banii aia? Păi nu te ajută să luăm vopsea, hai să facem altceva, punem borduri, facem dita mai decopertare, săpăm, băgăm borduri, băgăm ciment, angajăm oameni care să facă chestia asta. Pentru că, vorba aia,
totul este perfect în orașul ăsta, nimic mai nevoie în afară de asta. Ăsta era ultimul lucru pe care trebuia să-l facă și asta facem cum trebuie. Dar nu e cum trebuie, nu? Adică, serios, unde e logica? Unde e logica să faci borduri în asfalt? Ce câștigi la faza asta? E bine, nu înțeleg. Eu am mintea mică, habar n-am, nu știu, nu mă pricep, dar mi se pare o prostie să îngropi niște borduri și să-ți duc chiar cu pistă. Mă rog. Singura chestie la care mă gândesc acum, că stau și mă gândesc ce faci cu asta, dacă ar fi o crăpătură prin asfalt, să crape asfaltul, da? Crape asfaltul frumos, să zici că se oprește ca la greste, știi când pui greste sau când torni o șapă, se pune din când în când scânduri sau se pune câte, se mai pune înainte din sticlă. Cumva, dacă cumva crapă strada, să nu se ducă crăpătura și pe pista de bicicletă, vezi dacă doamne. Aia e singura chestie, adică se pare cumva, dar altfel nu văd. Dacă voi înțelegeți, spuneți și mie ce e pista asta, care e logica. Cheltuim fonduri, că doar așa se face de fapt.